Găsirea unui loc de parcare în zona centrală a municipiului Târgu Jiu a devenit un adevărat chin. Gorjenii care vor să ajungă la cumpărături sau la instituțiile statului cu diferite probleme sunt supuși la adevărate probe. Numărul locurilor de parcare este incomparabil mai mic raportat la numărul mașinilor. Cei care vor să-și lase autoturismele în zona centrală se trezesc în mijlocul unor ambuteiaje. Haideți-i spate, vă rog, bonu! Haideți-i spate să-i spate pe ceilalți! Hai, 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 hai! Tirați puțin dreapta acum, vă rog. Tirați dreapta puțin. E foarte dificil, sigur. Vi s-a întâmplat des? E nori. Nu vedeți că acum a venit cineva băgat și al băgam și eu, da? Nu găsește, era trebuie acolo. Trebuie făcute mai multe locuri de parcare? Sigur că da, sigur că da. Primarul ăsta nu-i bun de nimic. Ocupă străzile cu locuri de parcare, nu o să facă, sunt obligat să dau eu bani să țin mașina în stradă. Nu-i corect. Des, nu? Zilnic, nu că des, zilnic. Ar trebui făcute mai multe locuri de parcare? Păi nu, dar nu pe stradă, să le fac în altă parte. Nu să umblăm pe după blocuri și peste tot pe ce pune că sunt un loc să ne refugiem, să putem să parcăm pentru 10 minute. Oamenii se mai plâng și de faptul că din cauza aglomerației își găsesc mașinile lovite în parcări. Dar cu această aglomerație vă este teamă să nu vă fie lovită și mașina? Păi cum, dar nu mi-a fost de atâtea ori lovită. Mi-a lovit, am venit, ce să fac, dar pe ce să mai vede cineva, nu vede nimeni. Numărul locurilor de parcare este mult mai mic decât cel al solicitărilor. În prezent există un deficit de 3500 de spații pentru care posesorii de mașini nu au primit un răspuns din partea municipalității. La primăria Târgu Jiu sunt înregistrate aproape 12.000 de cereri, iar în Târgu Jiu sunt amenajate doar 8500 de parcări. La nivelul municipiului Târgu Jiu sunt amenajate și repartizate 8522 de locuri de parcare, iar contracte existente 6177 până în momentul de față. Primăria municipiului Târgu Jiu primește numeroase solicitări pentru extinderea parcărilor de reședință. În acest sens se fac demersuri pentru a se soluționa doleanțele cetățenilor. Pentru că nu au unde să-și lase mașinile și le parchează unde apucă, cei mai ghinioniști se trezesc chiar cu amenzi.